Hei, salutare, guys! Eu sunt Rozi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și astăzi o să facem top 10 filme de groază sau de Halloween. Înainte de a începe acest vlog, v-aș ruga să apăsați pe butonul de like dacă vă place ceea ce fac, să share-uiți acest videoclip cu prietenilor voștri ca să-l poată să vadă și ei, să lăsați acolo jos în comentarii următoarea idee de vlog pe care voi vreți să vedeți la mine pe canal și... ce mai trebuie să faceți ceva? Și să apăsați pe butonul de subscribe și să vă apăsați pe clopoțel ca să fiți notificați de fiecare dată când postez un vlog nou. Și acum, haideți să nu mai lungim și să începem. Dacă sunteți în căutare de filme de Halloween sau de groază pe care, na, adică dacă nu ați găsit sau dacă nu vă plac sau dacă ați găsit numai ce ați văzut în anii trecuți, eu sunt aici ca să vă ajut. Am făcut un top 10 de filme de Halloween și aș vrea să facem o serie din chestia asta, top 10 lucruri. Top 10 lucruri în care să le faci atunci când te plictisești. Top 10 rețete de mâncare, top 10 rețete de deserturi, top 10 filme, top 10 melodii, habar n-am, dar vreau să vă ajut pentru că și voi m-ați ajutat pe mine să îmi cresc aici o familie pe YouTube și pentru că care mai era argumentul? Ca să avem ce să postăm, ca să nu rămânem niciodată fără idei de vlog și stați așa puțin să îndrept camera, că nu știu, așa. Și da, eu astăzi am pregătit pentru voi top 10 filme, nu știu cât de groază sunt, dar știu că sunt în tema Halloween, deci haideți să nu mă lungim atât și să începem. Pe locul 10, acestea nu sunt numerotate în funcție de cât de groază sunt. Sunt în ordinea în care le-am găsit și care mi s-au părut mie cu tematică de Halloween, că unele pot fi și animate și nu de groază, amuzante, dar în sensul acela de monștri. Unele pot fi și horror, care să te lase fără somn 3 nopți. Eu am zis să vă ajut, poate unii dintre voi care mă urmăriți sunt mai mai tare de îngeri așa, adică poate să vizioneze orice film de groază că nu are probleme cu chestia asta, alții sunt mai slab de îngeri și am filme pentru fiecare dintre voi, pentru fiecare categorie. Haideți să începem. Primul top 10 este Familia Addams. Aici nu prea am găsit descriere pe Netflix, dar o să vă spun eu așa din... O să vă povestesc eu cu convintele mele din ce am înțeles eu și din ce am văzut. Eu nu am văzut filmul, am văzut varianta animată și sunt pe un tărâm, să zicem așa, unde locuiesc și oameni și monștri. Doi monștri se căsătoresc, fac doi copii, doar că în timpul ceremoniei de căsătorire oamenii dau peste ei, îi atacă, iar ei se duc într-un loc. Acești oameni își găsesc o casă la un vechi spital de nebuni fost, gen, nu mai era, era părăsit și acolo și-au format ei o familie și da, o să vedeți mai departe ce se întâmplă. Iarăși sunt atacați de oameni, bine, nu știu, n-am vizionat filmul, dacă e aceeași variantă, cred că este altcumva, dar Familia Addams eu vă recomand. Eu v-am povestit acum din ce am văzut o variantă animată, nu știu dacă mai există pe Netflix, dar filmul este până în 31 octombrie, deci crepiți-vă să vedeți. Apoi, Mireasa Moartă, pe locul 9, l-am văzut în iulie. În rest, n-am văzut niciun film de aici. În seara nunții lui Victor, un mire axios se căsătorește din greșeală cu o mireasă moartă, Emily, și urmează în lumea de dincolo. Ca să vedeți, ia uitați dacă vă face cu ochiul sau dacă vă place povestea sau dacă n-ați văzut, intrați acolo, este animat și el și da, are și părți de groază și părți care nu neapărat te fac să-ți fie frică sau neapărat te fac să râzi, dar te țin acolo în priză. Filmul numărul 8 este Casa e un monstru, iar descrierea lui zice că trei prieteni pornesc într-o expediție pentru a descoperi misteriile unei case abandonate din cartier, care are propria personalitate și pare să înghită oameni. Eu acum m-aș uita la ea, gen, l-aș recomanda. Cred o să vizionez și eu filmul, eu v-am spus tot ce este aici, în afară de casa Familia Addams și Mireasa Moartă, nu am vizionat. Deci acest videoclip mă ajută și pe mine, nu numai pe voi. Pe numărul 7 v-am pregătit un serial, chiar dacă, ia uite aici laptopul meu, chiar dacă acest vlog este intitulat cu top 10 filme, eu am spus să vă dau și niște seriale, că poate unii dintre voi vă spun mai mult serialele.
pentru iubitorii de cățeluși și care nu vor foarte multă groază și care vor mai amuzament, mai tematică Halloween, este perfect cățelușii fantomatici. Freddy Hazel se mută cu familia în conacul Crestei Maple, unde dau peste trei cățeluși care au fost păcăliți și transformați în fantome cu mulți ani în urmă. Nici eu nu am auzit de el, dar cred că o să mă uit în perioada aceea de vacanță, pentru că mie îmi plac foarte mult cățelușii și e exact pe sufletul meu. E ce mai vreți mai mult de atât, pentru că e, zici că e făcut așa, după modelul meu. Nu e de groază, e serial, e despre cățeluși, e amusant, e tot ce trebuie. Vă recomand 100%, chiar dacă m-am uitat la el, vă recomand să vă duceți la el acolo. Asta doar dacă vreți să nu fiți speriați celor care li se pare plictisitor chestia asta. Mai avem filme, stați cu mine. Am ajuns și la numărul 6, care mă omoară rău de tot. Eu sunt foarte fricoasă, sunt slabă de îngeri și mai sunt și singură în casă, că ai mei, bunicii mei și părinții mei sunt la București, cu tot cu fratele meu, până și Beethoven-i afară, nu e aici cu mine. Și vă dați seama, pe locul 6 este Annabelle 1 și Annabelle 2 și o să vă citesc descrierea fiecăruia. Un soț găsește cadoul perfect pentru soția lui, o păpușă frumoasă și rară. Însă bucuria adusă de acest obiect înfricoșător nu durează mult. Acesta este Annabelle 1, iar Annabelle 2 zice: la ani de zile după moartea fiicei lor, un păpușar și soția sa găzduiesc câteva orfane. Curând ele încep să se teamă de una dintre creațiile ciudate ale păpușarului. Aceasta fiind Annabelle, cred. Da, vă recomand dacă sunteți strong, gen nu vă speriați. Dacă sunteți slab de îngeri, vă rog frumos, nu mergeți aici. Eu am vrut să... Deci pe mine, înțelegeți-mă, eu sunt cu Miraculos pe televizor. Eu când mi-e frică, mă uit la Miraculos. Ca să înțelegeți. Că eu, mi-e frică rău de tot, nu mai pot. Dar am zis să fac asta pentru voi, să începem și o serie, să începem și seria de Halloween. Și apropo, o să mă vedeți așa cu rușul ăsta negru, până când se termină... Până pe 5 noiembrie, da, până pe 5 noiembrie, așa mă găsiți pe vlog. Filmul pe locul numărul 5 este Chucky, iar aceasta zice: după o serie de crime care au loc în instituția psihiatrică unde este internată Nika Pierce, ia în considerare posibilitatea existenței lui Chucky. Vă recomand, dar s-a auzit poarta și mi-e frică. De asta fac așa. Pe locul numărul 4 este Hotel Transilvania 1, 2 și 3. Nici aici nu prea am găsit descriere, dar o să vă povestesc din ce am văzut eu. Deci pe locul 1 este ziua lui Mavis, ea pleacă în lume, pleacă în lume pe când contele Dracula i-a construit lumea aceea din zombi costumați în oameni. Ia foc, un om adevărat o urmărește și urmărește un zombie care se îndreaptă spre hotel și așa acei Mavis și Jonathan, mi se pare că așa îl cheamă, se cunosc, se iubesc cu dificultăți, dar ajung împreună și în doi începe totul cu o nuntă între moștri, ei doi sunt căsătoriți, au și un băiat și un câine mare și îl văd pe contele Dracula, încearcă să-și refacă viața și îl văd obosit și ei, Mavis crede că din cauza muncii, nu că se simte singur și îl duce într-o vacanță, nu vă spun în ce vacanță pentru că trebuie să urmăriți asta doar dacă vreți, și acolo găsește pe cineva și de care se îndrăgostește și... căsătoresc și ei doi și cam asta e Transilvania. Pe locul 3 avem Hubie Halloween, care spune că Hubie nu este cel mai popular tip din Salem, Massachusetts, dar când Halloween-ul devine cu adevărat înfricoșător, acest om bun, dar sperios, decide să protejeze orașul. Cum vi se pare? Pentru că mie mi se pare interesant și cred că o să mă uit la acest film, care durează o oră și 43 de minute și este lansat în 2020. Eu zic că e ok. Zic. Haideți să vedem ce e pe locul 2, că până și eu am uitat. Pe locul 2 este Veronica, care se spune că nimeni nu rezistă să se uite la el, eu am rezistat. Este vorba despre o fată care i-a murit tatăl și încearcă să readucă legătura cu el printr-o tablă Ouija alături de prietenele sale, doar că a contactat alt spirit rău și o bântuie 3 zile și după aceea moare. Nu vreau să explic mai multe, că mie mi-e frică.
scuzați, că mie mi-e frică, so yes. Am rămas cu 20% baterie, da. Vă rog frumos să mă ignorați că mi-e rău. Și pe locul întâi este masacrul din Texas și această continuare de grup de un grup de influenceri care încearcă să readucă la viață un oraș fantomă din Texas se întâlnesc cu Leadface, un ucigaș cu mască din piele umană. Habar n-am, eu nu-s genul cu filmele, dar da, eu încerc să vă recomand pentru că... Și sper să vă placă, să vizionați, să faceți de toate, să nu mai dormiți cât ține Halloween, adică o seară întreagă. Și dacă vă uitați la vlogul ăsta, cred că nu mai dormiți până se termină Crăciunul. Cam acesta a fost și vlogul de astăzi, eu am murit de frică, dar... Frică, da. Eu am murit de frică, dar nu uitați să lăsați un follow și pe pagina mea de Instagram, dmporgoza10, și da, să dați subscribe, să apăsați pe clopoțel ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un vlog și acest vlog. Și eu am fost Roxy, vă iubesc tare, tare, tare și noi ne vedem data viitoare, sper eu, fără să ne mai speriem.